Anul trecut, când am văzut bilanțul care arăta o activitate calitativă în creștere, am spus să vedem dacă nu este un accident. Iată că bilanțul de anul acesta, pentru anul 2010, confirmă o evoluție pozitivă a funcționării instituțiilor statului în bătălia reală cu corupția, cu crima organizată, cu tot ce înseamnă nerespectarea legii. Este un motiv pentru care, în primul rând, vă felicit pe dumneavoastră, dar îi felicit și pe cei care v-au stat alături, polițiștii de la judiciar, pe cei de la serviciile de informații care au făcut posibil sprijinul dumneavoastră în acțiunea îndreptată împotriva celor care nu respectă legea. Eu n-aș privi bilanțul acestui an și vă rog să mă scuzați când vă spun deschis ce gândesc, ca pe un triumf, ci doar ca pe un început. Este anul cu cele mai bune rezultate de la începerea primului meu mandat, dar l-aș privi ca pe un început. În sfârșit, s-a ajuns la stadiul la care instituțiile statului încep să funcționeze. Să funcționeze eficient. Și pot să vă spun că în CSAT, în baza unor analize extrem de atente, s-a stabilit că evaziunea fiscală a devenit o vulnerabilitate la adresa siguranței naționale. De aceea revin pe acest subiect și în fața dumneavoastră, spunându-vă că el rămâne o mare prioritate și bătălia cu evaziunea fiscală și evazioniștii trebuie să continue tot mai apăsat, tot mai fără menajamente. Pentru că nimic nu slăbește mai mult un stat decât diminuarea resurselor financiare la care are dreptul pentru a putea plăti pensii, salarii, funcționarea instituțiilor. Orice ban furat statului este un atac la siguranța lui, la siguranța socială, la siguranța funcționării instituțiilor și, de ce nu, la morală. De aceea vreau să știți că, în continuare, bătălia pentru diminuarea evaziunii fiscale rămâne o mare prioritate. N-aș vrea să lansez cifre care să fie discutate, dezbătute, întoarse pe toate părțile, exact pe la niște televiziuni de evaziune și altfel. Dar evaluarea prezentată în CSAT ne-a arătat că peste 30% din resursele ce se cuvin statului sunt evazionate sau suspectate a fi evazionate. Este un procent care iese din limitele rezonabilului și din acest motiv toate instituțiile statului trebuie să-și concentreze efortul pentru diminuarea acestui fenomen. Ca să nu rămână loc de interpretare în această zonă a lipsei de control pe resursele ce se datorează statului, s-au introdus și activități care în mod natural rămân în afara sistemului de taxare, ca spre exemplu activitățile, micile activități comerciale a micii gospodării țărănești. Ea este în mod natural în zona neplătitoare de
taxe, nu numai în România, ci în orice stat. Dar procentul corect în care ar trebui să intre și acest tip de activități ale micii gospodării se situează undeva la 15% și nu la 30% și mai mult. Marea problemă pe care o avem este în zona comerțului de toate tipurile. Apropo de acest lucru, probabil că Ministerul de Finanțe va lansa foarte curând ideea desființării gărzii financiare și a vămii, comasarea lor în interiorul ANAF-ului. Nu știu dacă voi fi partizanul acestei soluții, va trebui să-i văd toate argumentele. Eu aș mai da o șansă acestor instituții înainte de a le desființa. I-aș mai lăsa până la 31-a 12-a să dea proba capacității lor de a frâna procesul de evaziune fiscală. Va rămâne să discutăm. Deci am vrut să vă dau această informație că anunțatul proiect, proiectul anunțat de Ministerul de Finanțe, este încă în discuție. Și nu cred că atunci când ceva prost, când ceva merge prost, când o instituție merge prost, până la urmă trebuie să ajung la desființare. Nu, trebuie să o faci să funcționeze. Mi-ar fi foarte greu să-mi imaginez o Românie fără vamă. Sau cu un sistem vamal care nu e persoană juridică, ci o direcție undeva într-o instituție despre care nu știu dacă partenerii noștri europeni au cunoștință sau nu despre ANAF, despre vama română, cu certitudine știu, pentru că o și are orice stat. Și aici, pentru că în sală sunt și polițiști și reprezentanții ANAF-ului alături de dumneavoastră, aș vrea să fac mențiunea legată de ultimile acțiuni cu privire la poliția de frontieră și la vămile din frontieră, că esența fraudei vamale este la vămile din teritoriu. Acolo unde se stabilește valoarea mărfurilor, cantitatea mărfurilor, nivelul de accize, TVA-ul și așa mai departe. Sigur, a fost o operațiune necesară, cea din vămi. Dar aș vrea să văd acțiunea în vămile de interior. Inclusiv în portul Constanța, care e tot o vamă de frontieră, dar nu trebuie omis vama de la Constanța. Cred că cel mai mare câștig al anului 2010 a fost capacitatea instituțiilor de a lucra împreună. Iată că putem sta la aceeași masă și la nivel central și la nivel local, procurori, polițiști, SRI, DGP, DGA și împreună să ne canalizăm efortul pe priorități. Și, repet, nu voi mai reveni, marea prioritate a anului 2011 și a anului 2012 cu certitudine rămâne lupta împotriva evaziunii fiscale. Este o luptă pe care statul român trebuie să o câștige. Iar dumneavoastră sunteți cei care în mod decisiv pot înclina balanța în favoarea statului sau în favoarea evazioniștilor. Semnele anului 2010 ne arată că îi puteți înfrânge. Iar eu nu pot decât să vă susțin și să vă doresc succes în această bătălie fără menajamente. Sigur, așa cum se arăta și în intervențiile anterioare, este extrem de important ca cei care încalcă legea să ajungă acolo unde este locul, să fie condamnat, să ajungă în închisoare. Dar de egală importanță este recuperarea pagubei. Fără recuperarea pagubei,
Victoria instituțiilor statului nu va fi completă niciodată. Iar aici trebuie să gândim dacă nu cumva în anumite dosare, prin lege, putem stabili sechestrarea bunurilor încă de la momentul începerii urmăririi penale. Pentru că în cursul procesului penal am observat toți cei care au probleme și transferă proprietățile pe alte nume și nu mai e pe ce pune sechestrul la sfârșit. Este o chestiune pe care în Ministerul Justiției trebuie să o analizeze împreună cu Parchetul General, cu Înalta Curte, cu CSM-ul și poate se impune introducerea dreptului procurorului de a pune sechestru pe bunurile celui pe care îl suspectează încă din prima fază a anchetei. Aș vrea să vă felicit, Parchet General și parchete din țară, pentru aprecierile pozitive din raportul intermediar legat de mecanismul de cooperare și verificare. Este însă doar un raport intermediar. Raportul care va defini evoluțiile mersului justiției în România și pe care vor lua în considerație toate statele membre este cel din vară. Și pentru asta este nevoie de continuarea eforturilor, inclusiv în zona judecătorilor și dosare care stau de multă vreme să fie soluționate, să li se dea o soluție, oricare ar fi ea. În mod deosebit vizez aici dosarele de mare corupție. Nimeni nu cere ca România să condamne un cetățean sau altul, un politician sau altul. Dar toți colegii noștri din Uniunea Europeană ne cer o soluție a magistrației. Nu are România norme de condamnări, cât să avem condamnați. Dar are obligația să aibă justiție care judecă cu oarecare celeritate cazurile de mare corupție.